Plata șomajului tehnic pe fondul pandemiei va fi prelungită până la 31 martie. Ordonanța de urgență în acest sens este adoptată chiar la această oră în ședința de guvern. Astăzi, în ședința de guvern, vom adopta o ordonanță de urgență prin care vom reintroduce acordarea șomajului tehnic și reglementarea de noi măsuri de protecție socială pentru angajați, astfel încât să asigurăm păstrarea locurilor de muncă. Această măsură se introduce în contextul interzicerii și suspendării ori limitării activităților economice din cauza epidemiei de COVID-19. Practic, vorbim despre acordarea unei indemnizații de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. Acest tip de sprijin va fi acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj până la 31 martie 2022.